o victorie a statului român în ceea ce privește Biblioteca Bataneum în Alta Curtea, dacă știi de cauză României. Este o victorie extrem de mare a statului român și felicit pe cei care au judecat acest caz. Cunosc și am fost la un moment dat direct implicat în acest proces, în perioada în care am deținut portofoliul de ministru al culturii și identității naționale, pentru că Biblioteca Batianeum, nu doar clădirea care adăpostește acest patrimoniu extraordinar de carte, dar în sine valoarea cărților, a zecilor de mii de volume care se regăsesc în această bibliotecă, ar trebui și iată că au rămas, trebuie să rămână în proprietatea statului român. Încă o dată, am spus-o de mai multe ori, nu sunt omul care să spun că nu trebuie să retrocedăm. Dar retrocedăm atunci când sunt dovezi clare, când putem să demonstrăm în justiție, cu acte, cu hârtii în regulă, că am deținut sau au deținut înaintașii noștri, că rude, că familia sau persoane juridice chiar, acele proprietăți. Dar doar așa, ca să depunem cerere de retrocedare pentru tot ceea ce ni se pare interesant într-o anumită zonă, nu este corect. Și iată, un succes, pot să spun, în justiție pentru statul român. Practic s-a făcut dreptate și o clădire de patrimoniu, o patrimoniu de carte inestimabil a rămas în proprietatea statului român. Legat de ceea ce înseamnă clădirile de patrimoniu, în 2019 am elaborat o hotărâre de guvern pentru că și am considerat, patrimoniul trebuie să fie protejat, patrimoniul trebuie să fie întreținut, trebuie să avem grijă de tot ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Avem foarte multe litigii și atunci am găsit soluția de a elabora acest act normativ, această hotărâre, astfel încât statul român sau cei care dețin în proprietate, chiar dacă există un litigiu în acest moment, să poată să intervină, să poată să repare, să poată să întrețină clădirile respective. E un lucru, eu spun, bun, pe care l-am făcut la momentul acela, pentru că foarte multe clădiri se degradau. Același lucru și practic sub aceeași incidență a intrat și Biblioteca Batianeu, care în momentul 2019 avea mari probleme inclusiv cu acoperișul, care adăpostește unul dintre cele mai vechi observatoare astronomice, se infiltra apă, vă dați seama ce înseamnă să plouă în interiorul clădirii atunci când tu ai un patrimoniu de carte. S-a rezolvat acea problemă, s-a urgentat practic procesul în instanță, toți cei care ne-am implicat și am contribuit și bineînțeles cu magistrații care au judecat acest caz au dat câștig de cauză statului român. Mă bucur foarte mult pentru că în sfârșit s-a stabilit proprietarul de drept, proprietarul cu acte în regulă. În acest moment, Biblioteca Batianeu poate intra într-o altă, poate să înceapă o altă viață, ca să spun așa. Cei care se ocupă acum și manageriază tot ceea ce este acolo au toate posibilitățile pentru a o pune în valoare, așa cum am spus-o de multe ori, ar trebui să fie această bibliotecă. O bibliotecă, încă o dată, chiar dacă mă repet, cu un patrimoniu inestimabil, care cel puțin până la un anumit punct trebuie să fie practic dat vizitatorilor și celor care doresc să intre și să viziteze și să vadă acele înscrisuri, acele cărți, manuscrisurile incunabilele, astfel încât să ia contact cu acest patrimoniu de carte unic, poate pot să spun, în Europa. Din punctul de vedere al noastră, ce urmărea Arhiepiscopia Catolică? Clădirea sau patrimoniul de carte care era înăuntru? Eu cred că și una și alta. Părerea mea personală este că patrimoniul de carte este mult mai valoros decât clădirea respectivă. Și chiar circula la un moment dat o legendă că acel Codex Aureus, de fapt jumătatea acelui codex care se găsește în acest moment în Biblioteca Batianeu, a ajutat statul român în anii 80, dacă bine îmi amintesc, să garanteze un împrumut de vreo 10 miliarde de dolari la vremea respectivă. Dacă ar fi să extrapolăm acum, cred că am mai putea să punem încă un zero la suma respectivă. Deci, vă dați seama cam ce valoare poate să aibă patrimoniul de carte din biblioteca respectivă, dar și clădirea, una peste alta și clădirea. Eu sper să se rezolve toate aceste probleme. Este un pas înainte și trebuie să se stabilească adevărații proprietari,
după care să putem să facem ceea ce este necesar în acest moment. Pentru că nu este singura clădire care se află într-un litigiu din cetatea Alba Iulian. Avem și noi probleme cu unele din clădirile universității, de asemenea aflate în litigiu cu Biserica Romano-Catolică. Sper să se termine odată aceste procese, pentru că va trebui și noi să intervenim și să facem și alte lucruri, să dezvoltăm practic universitatea în inima cetății. Nu este normal să stăm ani de zile, cred că mai mult de 15 ani există acest litigiu pe care noi îl avem pe masa instanței, ca să așteptăm o decizie, ca să putem să facem și noi ceva ce este normal să facem. Dar spun că este un precedent bun. Eu spun că și alte procese ar trebui urgentate să se rezolve odată aceste probleme, nu doar în Alba Iulia, ci în întreaga țară. Dar, încă o dată, mă repet, să fie corectitudine. Dacă cei care au făcut acea cerere de retrocedare au dreptate și pot să dovedească în instanță, să-și capete bunurile. Dacă nu, să se încheie cu decizii definitive, irevocabile, toate aceste procese, ca să putem intra într-o stare de normalitate.